dumneata, Leanca Văduva, comersantă de băuturi spirtoase. La anul dracului? Știu, știu, știu. Lasă-mă să te întreb. Plătindicența, doar decător. Alo! De ce? E băgat pe tine, doar decător. Lasă-mă să te întreb. Te las. Care va să zică, dumneata, Leanca Văduva, comersantă de băuturi spirtoase, ce reclam de la prevenitul Iancu Zugravu? Eu, să trăiți, să rămână doar judecător. Eu sunt o femeie sărmană. Dumnezeu mă știe când mă chinuiesc pentru o bucată de pâine. Că de-aia și pusese de gând să plec de la Sfântul Gheorghe, să las prăvălia că nu mai poate omul de-a tangarele ca să mai mănânce o bucată de pâine și nu ne dă în mână să plătim licența, doar judecător. Licența o plătește domnitic. Domitică! Să fie a dracul ăla care minte! Tăcere! Nimeni n-are voie să vorbească până mă întreb eu! Dacă ce dumneavoastră, domitică, eu, domn decător, pot ce-o jur că sunt curată la sufletul meu! Nu e vorba de asta! Spune cum s-au petrecut lucrurile și ce reclam de la prevenit! Onoarea mea care m-a jurat și 3 ghile de mastică prima, care venise tocmai atunci cu bijla de la domn Marinescu, bragadirul din piață, însă chiar domn Thomas, ce-o să iau în bijă? Păi cine să iei în birjă? Clotirul, că zicea... Cine zicea? Domn Thomas se sparge! Cine se sparge? Clotirul, domn judecător! Femeie, ce tot buri, răspunde odată lămurit la ce te întreb eu! Ce pretinzi dumneata de la prevenit? Onoarea mea care m-a jurat dumnealui, pardon, făcut drăguț și 3 ghile de mastică prima, că eu sunt o femeie sărmană și e păcat! Vine dumnealui, gol pușcă, bea până se face tun, și pe urmă, dacă vreau să chem vardistul, zice că mă sulemenește cu chinoros și vrea să dulească așa că peste tarau s-a făcut praf. Ce s-a făcut praf? Chinorosul cu mastică. Cine? Clotirul, domn judecător. Bine, șezi și taci. Tac, da. Taci odată. Am tăcut. Iancu Zugravu. Ce ai dumneata să pretinzi la pretențiile reclamantei? Eu, domn judecător, pardon, dumneavoastră îi zice, eu ar veni, vă, porcule, că dumneavoastră n-are nicio politică vis-a-vis de musterii. Că dacă domitică... Cine-i domitică? Domn judecător, uite suna, șacul e biat! Taci, nu te întrebe dumneata! Cine-i domitică? Domnitică? Nu-l cunosc pe domnitică? A dracule, domnitică! Vorbește serios! Cine-i domnitică? Care va să zică... Domnitică de la prețepție! Ce-ar face domnitică? Vezi dacă i-a plătit licența! Să fie al dracu! Taci! Nu e vorba de licență! E vorba de clandiră cu mastică! Era pe margine, domn judecător! Cine l-a împins? Pe azarea, domnule. A vrut să o speri. Să mă speri? N-ai venit odată că ce l-am plută de chinoros? Nu-ți permis să fii necuvincioasă aici, m-ai înțeles? Păi, domnule. Eu am fost supărat pe casă, domnule. Dar dacă am văzut că o oară concurența țărilor, am pus obiecte la moș. Dar de chinoros, cum a venit vorba? Păi am vrut să mai să spere, domn judecător. La fisconomia oprează. Să mă sperii? N-ai venit odată că ciulă umplută de chinoros? Lasă pe aia, ai altă căciulă. A fost la politică, o țărere, fome. Bine, toate bune, dar de ce vii bea la judecătorie? Păi dacă n-am amintit curat, domn judecător. Condamnă pe Iancu Zugravu la 7 lei de spăgubire judecătorească și 2 lei cheltuieli de judecată. Da, domn judecător, onoarea mea nereparată cum rămâne? Ați că te reperează, domnitic. Cum eu reperează, domitică? Domitică, scot-o reperează. Domitică? Domitică.